Do Conselho Político da Adanço. Hasta no estudo. Hasta o vosso anel. Fratinho. General ou secretário do Conselho Político? Dissinente e xerife. Păi, a avuse caz, a avuse, se aflase de treaba asta și nu știu ce a spus. L-a chemat pe el și pe Stănculescu. Pui a dat să conducă, n-am fost înăuntru, nu știu cine, Ilie sau Stănculescu, pui a dat, dar în orice caz știu că a venit și Fradiso, l-a chemat. Nu cunosc aceste detalii care le spune. Noi am făcut o paranteză, că n-am de ce să... Și în momentul acela din Horiu am plecat spre Sărița Mică. Sunt două sărițe mici care dumneavoastră le știți, la etatul acolo. Da. Acolo era... Păi nici acum, pentru că nu l-am auzit niciodată așa și nu era motivul pentru așa ceva să-mi spună... Ce condiții chinuite am stat? Treba dacă batalionul sau nu știu ce are, eu nu sunt... Domnul Mărescu, nu-i aici pentru noi, ca să nu e. Nu e. Nu e. Nu e. Nu e. Nu e. Structurile am dat și le dăm acum prioritate, deși vor trebui de fața de pe specialiștii noștri în locul poștilor. Da, deci acum cultura jignită, atât de profund și de grav, trebuie să spune cuvântul ca să zic ce. Ce impresionant știu să spun. Lase să gândească liber, nu s-a mai dat teme. Ce impresionant știu să spun. Ce citesc din ziare. Citesc din ziare. Și le zic unde exact le reprezintă faptul că nu fac până de anumare. Pune așa. Ce mai îndobită aceste. Nu trebuie să fie și de ce pe ce de... Șmecherul și bișnițelul e foarte inteligent. Nu e, nu utilizăm acest lucru. Ai o inteligență speculativă, om cu cultură, om cu cultură înseamnă om știe ce înseamnă. Dorința, interesul. Eu sunt Om, cultură umană, este valorile omului ca om. De ce își mușmontirează existența? Așa cum e scurs. Cât trebuie să beneficieze? Da. Avem multe lucruri. Trebuie să le punem specialiștii noștri în locul foștilor, că știu că au făcut de atâtea soluții foștilor și foștii au ținut la ușă și au trezit peste ochi și au recăugat. Noi trebuie să depolitizăm, ceea ce înseamnă depolitizare totală. Profesionalism, valoarea. Să nu mai fie partidă în economie, în migrație, în securitate, în armată, în tot ce ține de stat. Nu are ce căuta politică. Partidele care le vor fi să aibă o competiție de programe în afara economiei pentru cum ne cheltuim bugetul țării și pe ăla care a fost pe programe culturale, toată state. Ala înseamnă partidele, aia activitatea lor, aia e zona lor. N-are ce căuta în familie care e întreaga noastră viața tuturor, deasupra activitatea economică și deasupra de tot o felie mică, cum ne cheltuim bugetul care este al tuturor pe programele noastre ca să ne îmbunătățească viața, să ne facă să profităm de cultură, de rezultatele culturii, științei, invențiilor mondiale pe care să le exploatăm. Alea să le exploatăm, toți cât ai licențele pe nivelul de trafic. Țările care exploatează informațiile științifice și tehnologice realizate de-a lungul întregii omeniri, cu inteligență, aceea nivelul de trai cel mai dezvoltat. Dar nu mai dăm diplome și insigne de la inventar. Se înțeleg. Nu.
Corect, așa cum se dă. Și ce mai făcut ceva foarte important, părerea mea. E mai vreme așa, așa, lucruri care nu-mi plac. Vreau să faci 4 copii. Dacă nu faci 4 copii, îți tai din salariu. Dacă faci 4 copii, îți dau la salariu. Este foarte... A fost o primire... Dacă nu faci, cine trebuie să face, dacă faci... Și atunci, în regulă să înceapă să lupte, că nu o să avem pâine, nu o să avem gaze, nu o să avem nimic. Da. Și în primul rând să punem rânduială în treaba asta cu activitatea economică, să se muncească peste tot, că altfel clacăm în 3 săptămâni. În 3 zile clacăm. Așa. Dați un scaun. Așa. Stănică. Ia pe toate ministerele. Ia în primul rând construcția de mașini care și clasă muncitoare cu fel. Să-ți dea numerele de telefon de la toate uzinile astea mari, eu vă vezi pe ei. Ocupați-vă puțin. Eu lucrez la GIGC, se poate la... Istitie. Acest colectiv și să se transmită la televiziune treaba asta. Moțiunea respectivă. Te va suna Găman de la tine și îi spui cu cine faci treaba asta. Da, e Găman de la așa. A doua treabă. Te rog foarte mult cine să facem al doilea colectiv, colectivul de industrie. Colectivul de industrie. O să fii sunat aici și să iei măsuri urgente pentru mersul normal al producției. Da, cine se plice? Deci, băi, nu putem vorbi. Da. Deci, pentru mersul normal al producției, din plin, energie îți dă fluturi, îți dă cutare, în acea fel încât să se introducă liniștea, ordinea și treaba. A treia chestiune și ultima. Să ai pregătite detașamente de gărzi patriotice. La comandă. O să mai luăm legătură cu tine. E clar, da, dă numărul tău de te... Spune-mi care sunt, cine se va ocupa de treaba cu... treaba asta cu solidaritate, cu... Moțiunea, adeziunea. Cine se va ocupa? Copii, stați jos. Pănuță, ai un număr de telefon? Ai un... Nuță și n-am vorbit. Bine? Uite, ne-am cunoscut. Da. Nu mai ridicați telefonul. Dincolo, nu mai ridicați telefonul. Nu mai ridicați Mihai. Stănică, da. Stănică, da, da. Răzulescu, da. Mai cunosc pe mulți director, domnule. Da, imediat, imediat. Și n-are experiență problema. De la cine scoape. Îi cunosc un tonal pe mulți. De la cine scoape. Da. Stai niciun, băi, stai mai, că acum toți trebuie. Și? Gabrielescu mă cheamă, îi cunosc, știu, lucrez cu tine. Gabrielescu, vă pricepeți la domne. Și spui din partea mea, știu, că în 10 minute, adică într-o jumătate de oră o să vorbesc, să facă moțiunea asta o dată, al doilea, să înceapă lumea să lucreze, o să-i spun și eu, și al treilea, să aibă pregătite gărzile muncitorești. Da. Asta trei chestii. Am înțeles. Da. Dacă e nevoie, vedem ce facem. Cine știe, băi, să organizeze dintre voi? Trușcă Ion. Un băiat bun. Ce anume? Ce anume? Haideți, mă, oameni! Românilor! Ei și începem să lucrăm. Da. Dacă îi dăm întreprindere, se pune ceva, adică se poate, adică să... Da, dragă, îi spune tovarășul. Da. Îi spune tovarășul și îi spune, domne, vine cu tare din partea noastră. Cu legitimație. Cu legitimație în care e partea asta. Imediat. Și e pe ce piperă?